Fiecare de noi își dorește să se bucure de atenția celor dragi și a familiei într-o zi atât de importantă. Chiar dacă cei dragi nu sunt alături, asta nu îi împiedică ca să ne facă ziua mai specială, pentru că copiii și soțul nu se bucură de această zi alături de mama lor, de soția lui, el îi transmite un gând curat însoțit de un dor imens. Nici o orare nu se compară cu cuvintele calde și urările de bine a celor apropiați. În această zi, aveți o sărbătoare în casă. Ce sărbătoare? Ziua minții noastre. 8 ani de căsătorie, da? Da, de la căsătorie. Cineva prin intermediul nostru m-a hotărât să-ți facă această zi mai deosebită, mai specială și de neuitat. Persoana dragă nu poate fi din păcate, dar ea o să vină și ne-a hotărât prin intermediul nostru să te felicite, să dorească încă mulți, mulți ani înainte dragostea să se mențină așa cum au fost până acum. Și zice că aveți doi copilași care este cea mai mare bogăție și în timpul apropiat îl mă așteaptă și pe a treilea, au zis. Nu, el vrea pe a treilea. Dar nu știu, o să vedem pe parcurs. La copilași le dăm așa niște baloane să aibă și să stați mi-a vă împărțâți la cum sunt florile frumoase, așa și veșnici, așa și fine. Eu puteți studia în timpul controlez și tot așa veșnic ca acest buchet de flori. Da, mulțumesc. Și ca fiu un pic mai dulce, fiind ciocolată. La orice masă de sărbătoare, o sticlă de șampanie, să fie sărbătoarea mea cu veselie. Și autorul surprinzii ți-a scris niște cuvinte frumoase pe alte pentru tine. Da, scumpă. El are posibilitate. Scumpă și frumoasa mea soție, uite că deja s-a spus 8 ani și frumos și trăiți împreună și binecuvântarea și dragostea Domnului. Ai fost partea sufletului meu, ori de câte ori am avut nevoie și mai tu susține acolo unde nu am știut că poate și mai mult. Ai însuflat încredere și speranță, iar acum vin la tine cu această surpriză ca să-ți mulțumesc și să-ți sărut mâna gingășa ta. Te iubesc pentru zâmbetul tău curat, te iubesc pentru iubirea ta necondiționată și pentru minunatul fapt că mă faci cel mai fericit om de pe pământ. Te iubesc pentru că în acești ani m-ai bucurat cu doi copilași frumoși, Denis și Rahelia, și el își dorește să fie și al treilea, să fie familia și mai mare și mai bogată. Fie ca drumul vieții ce vine în calea noastră și să se așterne cu inimile noastre doar fericire, respect și credință. Reculeg din amintiri, frumoase povești, cu tine am întâlnit și acum domină în suflet un cuib de căldură și liniște interioară. Te iubesc, cumpa mea soție, și ca altă îmbrățișez, cu mult drag al tău soț, Ion. Să fii sănătoasă. Iar acum, tu, Marea, ce spui autorului care el privește acum? Ce spui de acea surpriză plăcută? Da, surpriză pe neașteptate. Nu m-am gândit, dar oricum îmi mulțumesc foarte mult pentru surpriză. Toate cele ce el face pentru noi, pentru dragoste ce ne poartă, grija, respectul, stima, mulțumim frumos, îl așteptăm cu drag acasă, drum mi este bun. Dor de dânsul. Trebuie să mereu pe drum, da, drumul, drumul practic ne desparte, da, foarte mult. Dar îl așteptăm acasă. Îl așteptăm. Și dăm așa de salutare. Și îi mulțumim pentru toate. Ion, te așteptăm acasă. Tăticu. Hai, băi, privet, iar voi ce-i spuneți, mami? Ce-i spuneți tăticului? Ce-i spuneți, tata? Rahelia, ce-i spui tatălui? Să vin acasă. Vă așteptăm, da? Așa, bravo. Iar tu? Da? Hai, spune așa, ce ne privește? Bravo. Iar tu, îi spui și tu ceva tatălui? Hai, spune. Îi iubesc pe tatăl. O, bravo! Și pe mama tot! Da! Pe ami! Bravo! Bine, o zi frumoasă, vă dorim! Sărbătoarea să vă duc în cinste! Mesajul să-l dau să-l citești 70 până și vine o să știi tot pe rost! Nu mai decât!
cei dragi nu-ți pot fi alături de ziua ta, ei găsesc diferite modalități ca să-ți facă ziua mai specială. Nu contează ce surpriză vor pune în practică. Momentul cheie este să transmită sentimentele într-un mod cât mai sincer și mai original, mulipsindu-vă de zâmbete și energie pozitivă.